Știai că animalele văd lumea diferit de noi? Uite, porumbeii au de fapt o vedere mai bună decât oamenii. Incredibil, nu-i așa? Ok, hai să încercăm să vedem lumea prin ochii animalelor. Să începem cu șerpii. Modul lor de a vedea lumea e total diferit de al nostru. Ei au în botul lor receptor special sensibil la infraroșu. Acest lucru le permite să vadă căldura radiată de mamiferele cu sânge cald. Acum să trecem la vaci. Uriașii ăștia nu văd culorile la fel de bine ca oamenii. Vacile nu pot vedea culoarea roșie, deoarece nu au receptorii necesari în retină pentru aceasta, așa că ele percep doar variațiile de albastru și verde. De asemenea, nu le place când cineva se apropie de ele din spate. Au o vedere aproape panoramică, iar singura zonă pe care nu o pot vedea e direct în spate. Așadar, dacă te furișezi vreodată în spatele unei vaci, asigură-te că o avertizezi dinainte. Caii au o zonă oarbă chiar în fața lor din cauza poziției ochilor. Asta înseamnă că nu pot vedea lucrurile aflate direct în fața lor. De asemenea, ei nu văd la fel de multe culori ca noi. La fel ca în cazul vacilor, lumea lor e alcătuită în principal din verde, galben și albastru. Bieții de ei! Ochii peștilor au receptori de ultraviolete și un cristalin mai sferic decât al oamenilor. Asta le oferă o vedere de aproape 360 de grade. În ceea ce privește culorile, ei sunt capabili să le vadă pe toate la fel ca noi oamenii. Dar, deoarece lumina se comportă diferit sub apă, le e greu să distingă roșul și nuanțele sale. Peștii de mare adâncime pot vedea ușor în întuneric, ceea ce e destul de cool. Rechinii, pe de altă parte, nu pot distinge deloc culorile, dar văd mult mai clar sub apă decât noi. Păsările au niște moduri speciale de a vedea lumea. Spre deosebire de oameni, ele pot vedea lumina ultravioletă. Asta le ajută să facă diferența între masculii și femelele din specia lor, precum și să se orienteze mai bine în mediul înconjurător. De asemenea, ele sunt foarte bune la focalizare. De exemplu, șoimii și vulturii pot focaliza asupra unui șuricel mic de pe câmp până la o distanță de aproximativ 1,5 km. Un porumbel poate vedea toate detaliile minuscule, așa că dacă ai vreodată nevoie să găsești o crăpătură în pavaj, întreabă un porumbel. Și apropo, au un câmp vizual de 340 de grade și, în general, vederea lor e considerată de două ori mai bună decât a unui om. Poftim! Sunt invidioasă pe un porumbel! Insectele au și ele niște tipare de vedere ciudate. Muștele, de exemplu, au mii de receptori oculari mici care lucrează împreună pentru a le oferi o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și, atenție, ele văd totul cu încetinitorul! În plus, ele pot vedea lumina ultravioletă. Aceasta le ajută la comunicare. Albinele au propriile lor probleme. Acestea nu știu ce e culoarea roșie. Pentru ele arată ca un albastru închis. Cam nasol, nu? Acum șobolanii. Nici micuții ăștia nu pot distinge roșul, dar ăsta nu e cel mai ciudat lucru. Fiecare dintre ochii lor se mișcă singur, așa că văd dublu cam tot timpul. Mă mir că nu se lovesc de pereți, nu-i așa? Pisicile nu văd nuanțe de roșu sau verde, dar văd extrem de bine nuanțe de maro, galben și albastru. În plus, au o vedere panoramică, așa că pot trage cu ochiul la mai multe chestii din lateral decât noi. Totuși, mai e ceva. Atunci când afară e întuneric beznă, pisicile devin ninja și pot vedea de 6 ori mai bine decât noi. Pupilele lor se adaptează la orice lumină ca prin magie. Acum să vorbim despre câini. Acești prieteni blănoși nu pot distinge roșul sau portocaliul, dar sunt foarte buni la albastru și violet. În plus, ei pot diferenția 40 de nuanțe de gri, adică nu sunt 50, dar tot e impresionant. În altă ordine de idei, broaștele sunt foarte pretențioase la mâncare. Nici măcar nu se deranjează cu mâncarea care nu se mișcă. Ar putea fi înconjurate de un bufet de insecte delicioase, dar dacă nu se mișcă, broaștele nici nu vor clipi. Și nici nu sunt cele mai atente creaturi. Dacă ceva nu e important pentru ele, cum ar fi o umbră, nici măcar nu se vor obosi să se uite la ea. Cameleonii au ochi care se pot mișca independent unul de celălalt, așa că pot vedea totul în jurul lor fără să întoarcă măcar capul. Ei pot chiar să vadă două imagini în același timp, ca la un film dublu, una în față și una în spate. Destul de impresionant, nu-i așa? Ce ai face dacă ai căpăta brusc o vedere de 360 de grade ca un cameleon? Spune-ne în comentarii!